Copiii de la Casa Policină s-au obișnuit deja cu vizitele primarului Tiberiu Iacobriții, care nu odată le-a pregătit masa. În Joia Mare, primarul însoțit de fiul său Andrei au venit să dea o mână de ajutor. Cei doi au fiert ouă, au pregătit vopselele și mai apoi au vopsit ouăle, iar asta i-a încântat pe toți. Ce ai făcut astăzi? Am vopsit ouă. E greu? Nu. Ai mai vopsit până acum? Da. Și îți place? Da. Spune-mi ce ai făcut astăzi aici. Eu am venit să vopsesc ouăle. Ai mai vopsit până acum ouă? Da. Și îți place? Da. Și ce culori le-ai făcut? Roșii. Tiberiu Iacobriții a declarat că a venit cu toată plăcerea la o astfel de acțiune, mai ales că a stabilit de-a lungul anilor o anume relație cu toți copiii de aici. Venim de fiecare dată de sărbători și de data aceasta de Paști să vopsim ouă împreună. Vine iepurașul și sigur că ne bucurăm împreună cu cei de aici de aceste zile extraordinare. E o săptămână specială în viața tuturor creștinilor și cred că astfel de gesturi și simpla prezența noastră aici cred că e un imbol pentru cei care se ocupă de acești copii speciali și pentru părinți și pentru familiile lor, pentru că ei sunt copii care au nevoie de o atenție specială. Acțiunea, una simplă și care îi ajută pe toți copiii să socializeze, a fost un succes. Toți au avut de câștigat câte ceva și fiecare va avea acasă un nou pictat de el, așa cum s-a priceput. Este o tradiție fără doar și poate. Suntem în Joia Mare. De 6 ani, în săptămâna patimilor, în Joia Mare, așa cum este creștinește, noi, creștinii ortodoxi, astăzi vopsim ouăle. Copiii noștri sunt educați în spiritul familiei, în spiritul păstrării tradițiilor și a apartenenței. Tocmai de aceea, astăzi, cu entuziasm, cu bucurie, vopsim ouăle. De asemenea, vom avea parte de o masă festivă, o numim noi, cu cozonac și prăjitură făcută în casă, adică făcută de bucătăresele noastre brave, cărora le mulțumim astăzi pentru efortul lor de a ne aduce o bucurie creștinească. Și, ca de obicei, copiii se bucură și primesc cu bucurie orice activitate care este constructivă. Tradiționalele ouă de Paști vor fi servite la masa pascală de toți copiii, care cu siguranță se vor bucura fiecare de creația sa.